Este regretabil că unele persoane fac declarații și aruncă informații în spațiu public referitor la anumite acuzații. Dar ulterior, când sunt citați pentru a-și asuma responsabilitatea, să fie conform procedurii penale prevăzute, adică să fie avertizați de răspundere penală pentru denunți calomnios sau pentru refuzul de a face declarații, ei nu vreau să se prezinte. Sunt procuror și sunt obligați să respecte întocmai prevederile legislației. Atunci când cineva afirmă despre săvârșirea infracțiuni și persoana respectivă poate fi citată și urmează a fi citată la organul competent, ea urmează să se prezinte fiind avertizată de răspundere penală și ulterior urmează să facă declarații în detaliu referitor la circumstanțele faptei respective. Ca procuror nu pot porni la investigație atunci când nu mi sunt clare toate circumstanțele. Cum a ajuns la Plohotniuc, cine l-a invitat, care au fost circumstanțele, ce discuții au avut, fapt care urmează să fie comunicat de către persoana ce urmea a fi audiat. Asta e. Dar care este înregistrat în Registrul 2. Este o procedură prevăzută de codul procedurii penale. Imediat, dacă cetățeanul USAT avea să fie facă declarații, ar fi avertizat de răspundere penală în conformitate cu articolul 311-312 cod penal, ce prevede răspunderea penală pentru denunț calumnios sau pentru refuzul de a face declarații, automat se înregistra în Registrul 1. Ulterior, el avea să fie audiat în calitate de martor sau, după caz, parte vătămată, dacă avea să fie constatat circumstanțe respective. După acest refuz, ce urmează? Da. Nu urmează nimic, fiindcă el urmează să se prezinte. El a făcut declarațiile pe care eu nu le pot nici confirma. Ține de dumnealui să vie în continuare la Procuratura Anticorupție. O să avem încă o tentativă de citare. Vă mulțumesc! Dacă nu se prezintă. Haideți să pun felul următor. Dați să vedem ce face el ulterior, o să decide. Da? Mulțumesc! Legea nu spune nimic. Cetățeanul urmează să facă declarații. Cetățeanul are obligația să comunice despre săvârșirea faptei infracționale. Dacă nu vine, înseamnă că nu a fost fapta respectivă și este doar un show mediatic. Asta e.